Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră în această seară la emisiunea Panoramic. Iar pentru că este săptămâna, sunt zilele în care celebrăm femeia, ne-am gândit să celebrăm și noi femeia și să vă prezentăm în seara asta o femeie de succes, doamna Mariana Somnea. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara! Sunteți o femeie de succes și sunt mulți ani de când ne cunoaștem și în tot acest timp ați avut o activitate extrem de vizibilă și nu e ușor să ai o activitate vizibilă pentru că ați fost tot timpul în lumina reflectoarelor. Pentru cine nu o știe, pe doamna Mariana Somnea, dumneai conduce filiala Gorj Cecar și filiala Gorj Vâlcea Unpir și am să vă rog pe dumneavoastră să explicați ce înseamnă aceste inițiale. Deci, CECAR este Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și am onoarea să fiu președintă vremelnică al acestei organizații Vremelnic pe de câtă vreme? al patrulea an. Luna aceasta o să avem din nou alegeri și aș mai avea dreptul la un mandat dacă colegii o să decidă asta. Și sunt președinta Unpir, a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, filiala Gorj Vâlcea și membru în Consiliul Tot Sub vremelnic, tot de cât timp? Consiliul Național al UNPIR al 14-lea Al 14, câte mandate? an. Al patrulea mandat este acum. Acolo sunt mandate de 4 ani Da, și sunt al patrulea mandat care e în curs. și mai aveți voie să candidați? Da, nu, acolo nu este limitat, doar colegii decid asta. Deci sunt alegeri. Sunt alegeri din 4 în 4 ani și colegii practicieni în insolvență activi pot să decidă dacă voi fi în continuare sau Și nu. la ce care alegerile sunt în fiecare an? La 4 ani, tot la 4 ani. Și ziceați că sunteți de 4 ani. Al Sunteți la patrulea primul an, mandat? sunt la primul mandat acolo, Primul mandat, am ca înțeles. președinte. Ca președinte. O femeie care conduce și bărbați. Chiar mai mulți bărbați decât femei, Da? mai ales la practicienii în insolvență, sunt mai mulți bărbați decât femei și am fost și președinta centrului teritorial a Nevar, al evaluatorilor, unde erau majoritatea bărbați. Așa Cum s-a... reușiți să adunați voturile astea? Probabil că reușesc dacă de atâtea ori m-au votat și m-au ales, cred că da. Chiar în Consiliul de Conducere am numai bărbați, numai eu sunt femeie. Da? Da. De asta v-am și ales să fiți invitata noastră astăzi, înainte de ziua de 8 martie, că vrem și noi să cunoaștem cheia succesului. Cine dorește informații anume, are posibilitatea, avem acolo un SMS afișat 0766314582, deci SMS, nu sunați, da? Și chiar voiam să vorbim despre cheia succesului în afaceri, pentru că aveți, în primul rând, o afacere și activitate de contabilitate și activitate de practiciant în insolvență și ăsta e motivul pentru care ați fost aleasă în cele două funcții. Da. Deci sunteți mai mulți colegi care activați în același domeniu și aveți o Deci, în afară de funcțiile acestea ale organizațiilor profesionale, conduc două firme, de fapt trei. Una care este de practicieni în insolvență, o firmă de contabilitate, audit și evaluare și o firmă de turism. Și turism, dar cum v-ați gândit să faceți și turism? Ziceam că este o afacere pentru când o să trec la vârsta a treia. Toate s-au clasat an de rândul în fruntea topurilor organizate de Camera de Comerț, organizate de organizațiile profesionale, iar firma care practicienii în insolvență și cea de audit, evaluare și expertiză contabilă este locul întâi de 7-8-10 ani, tot pe locul întâi. Și sper să ne menținem tot aici. Cel puțin anul ăsta, sigur, tot pe locul întâi suntem, Da? care l-am încheiat acum. Cred că ăsta e și motivul pentru care sunteți aleasă mereu Probabil că președinte. este motivul pentru care sunt aleasă, este fără să fie o lipsă de modestie, o firmă dintre cele mai mari din toată zona Olteniei, de multe ori a fost pe locul întâi, Pe domeniul respectiv. pe domeniile respective. Vorbim Da, de da, da. domeniile în care activez și
Avem și mult personal, specialiști, 25 de specialiști, experți contabili, evaluatori, consilieri juridici, avocați. E foarte bine, iată, sau practicieni în insolvențe. Locuri de muncă cu o înaltă calificare, nu vorbim de orice locuri de muncă. Cu salarii mari. Numai menajera este fără studii superioare. Da. Cu salarii, zic eu, rezonabile, întotdeauna este loc de mai bine, dar rezonabile și cointeresate după realizări, după ceea ce participă fiecare la profitul firmei. Da, da, așa faceți da, plata da. La salarii, adică... Deocamdată, cel puțin. Fiecare după muncă și străduință, era da, o expresie. Da. Și domeniul în care activează, funcție de ce se câștigă în domeniul respectiv, fiecare au determinate procente și negociate și vor fi retribuiți ca atare. E Sunt foarte oameni corect. Care câștigă foarte mult, care câștigă mediu. Acum, comparativ cu salariile din județ, cred că ne situăm chiar peste limită, peste medie. Așa peste că, mediu, peste salariul mediu. Iar față de colegii mei care dețin firme de profil, niciunul nu se apropie măcar ca număr sau ca cifră de afaceri de noi. Felicitări și stau și mă întreb cum ați reușit, pentru că și noi suntem privați și știm cât de greu se... răzbește în orice domeniu. Nu înseamnă că nu ne-a fost și greu sau că nu. Vedeți, afacerile, indiferent de domeniu, că la urmă este tot o afacere, chiar dacă vindem doar vorbe și știință. M-a întrebat cineva, ne-ai priceput, dar ce vindeți? Că toată lumea așteaptă, dacă faci o afacere, să vinzi ceva. Păi noi vindem vorbe. Vorbe de... Și luați atâția bani, mai rău, da. Era un om care nu înțelegea ce poate să însemne o asemenea activitate. Cert e că sunt foarte multe costuri, sunt foarte, deși pare a nu fi, dar sunt foarte multe costuri cu documentare, cu legislație, cu, vedeți că legislația e extrem de în schimbare, cu programe cu care lucrăm informatice și care plătești nu numai licența, ci abonamente lunar și toate costă. Cu deplasări foarte mult, umblăm în toată țara, da, toate aveți, costă. Aveți în toată țara activitatea. Da, avem pe foarte multe tribunale din țara asta, mai puțin pe nordul Moldovei, pentru că era oarecum departe pentru noi și pe partea de Moldova, mai ales de nord, nu. Dar în rest am lucrat pe Ardeal, pe Oltenia, pe, până la Constanța, că... Deci, practic, și ca firme de experți și expertiză și evaluare contabilă și pe partea audit, de... evaluare și pe partea de practicieni în insolvență, da. Sunteți în tablou acela al instanțelor. Național, da, instanțelor și participăm, vale. Unele se ajudecă cu, foarte multe se ajudecă cu licitații, participăm la licitații electronice, dacă câștigăm, ne ducem, dacă nu, nu. Dar mai există și cazuri în care zice judecătorul, alegi sau judecătorul numește, creditorii. Judecătorul numește provizoriu practicienii în insolvență. La prima adunare a creditorilor decid ei creditorii. Decid cine va fi. Creditorii bugetari selectează după procedura ANAF, o selecție publică, fiind aparținând statului, sunt obligați să facă o selecție publică. Dacă ai câștigat, le trimitem prin poștă sau electronic, după cum e cazul. Avasul la fel face selecție publică și trimitem oferta electronic sau plicul și așteptăm răspuns. Dacă câștigăm... Și cum calculează? La ei cum se alege? După prețul cel mai mic? După, sau... Este un criteriu și prețul, dar nu singurul. Aici noi experiența, suntem avantajați, da, este experiența, numărul de dosare, funcție de ce fel de dosar a fost, de ce cifre de afaceri, de ce rezultatele pe categorii, care rezultatele în recuperarea creanțelor sau la audit, da? Sau așa, numărul de profesioniști pe care îl deținem și calificarea acestora, faptul că sunt calificați pe mai multe domenii, deja este un punctaj în plus, numărul de dosare care l-am avut. Și toate acestea pe noi ne avantajează, fiind o firmă mare, toate criteriile profesionale pe noi ne avantajează că suntem o firmă mare cu foarte mulți experți, adică foarte mulți față de toți colegii ceilalți. Câți și asta ani? Ne avantajează de putem cere prețul mai bun, adică putem să pierdem la punctaj puțin la preț, că câștigăm profesional la pe calificări și la calitate, da.
De câți ani aveți aceste activități private înființate? Din 92, firma aceasta e înființată în 94, prima firmă am făcut alta în 94, atunci mai era scutirea de impozit pe profit, de ce să nu o spunem, că asta era o facilitate la firmele noi, și în 94 am făcut aceasta, pe urmă au fost scoase aceste facilități și din 94 este această firmă. Deci anul ăsta, în decembrie, vom face 23 de ani. Oh, mult înainte. Cam mult, da. În timpul ăsta au fost și urcușuri și coborâșuri. Cine crede că nu mai urci, nu mai urci. Și când urci dealul, mai și cobori. E cam așa și la noi. Dar totul e atunci să nu-ți pierzi cumpătul și am muncit la fel. A fost criza. În 2009, de exemplu, am coborât, ca să spun cel mai mult. Într-adevăr, eram tot pe locul întâi, dar locul acela întâi era dureros. Nu știu cum a fost la colegii noștri, pentru noi era dureros că de-abia ne-am acoperit salariile. Și niște salarii mici, pentru că nu aveam de unde lua onorarile, nu se vindea, nu se cumpăra, nu se... Cineva credea că era raiul lichidatorilor atunci. Peste tot. Nu am tăiat la salarii, dar s-au tăiat implicit, fiind plătiți procentual după realizări. Da, da, da. Dar trebuie să faci un act de rezistență și nu înseamnă că faci lucrări mai proaste, că pe urmă se întorc cu efectul de bumerang mai târziu, da. Într-adevăr. Și... Dar am trecut și peste acea perioadă grea. Acum am crescut, am depășit nivelurile din 2007, 6, 7, 8, când a fost un boom în toate activitățile, și acum le-am și depășit și sper să urcăm în continuare. Mult succes vă urez să se întâmple treaba asta. Avem și un set de fotografii pe care l-am încropit așa, găsind câteva imagini foto pe internet, pentru că noi nu avem o arhivă anume, dar de exemplu aici aveți o poză în care vă vedeți mai puțin, pentru că probabil trofeele erau subiectul principal. Da, este o poză... Avem și noi crawl-ul cam mare. Da, din Cecar Business Magazine, unde au fost niște interviuri cu firmele de succes și în același timp cu un alt interviu cu președinții premianți Cecar pe țară. Da. Am înțeles. Și am întâlnit multe imagini de la multe întâlniri pe care acesta este avut. Un seminar, un PIR, organizat împreună cu instanțele de judecată, creditorii bugetari și colegii practicieni în insolvență din toată țara. Aici este în sala de ședință a firmei, când îi instruiesc sau îi critic. Deci chiar și în firmele private, iată că se întâmplă astfel de întâlniri. Trebuie să ale întâmple echipei. Cel puțin o dată pe lună. Ședință, cum ar veni. Da, o ședință cel puțin o dată pe lună, ca să analizăm ce și nu noi facem, să știți. Ce nu-i perfect. Mai sau da, da, da. Ședințe mici iată de lucru facem de câte ori e nevoie. Imagine. Asta este tot de la un seminar de pregătire care a avut loc la Călimănești, tot cu practicieni și instanțele de judecată de pe raza Curții de Apel Pitești și Craiova. Și întâlnirile astea de ce le faceți cu ei? Practicienii în insolvență, ca și experți, auditori, evaluatorii, au obligația să realizeze pe fiecare profesie 20 de ore de pregătire profesională anual. Iar în atributul meu ca președinte este să organizez cel puțin un astfel de seminar la nivelul filialei noastre. Și un seminar care are 10 ore și în concluzie organizăm și noi în fiecare an și încă 10 ore și le fac pregătirea în alte conferințe, seminarii sau alte județe. Asta este de la un seminar tot de la un PIR de la Târgu Jiu, s-a ținut la Simon cu instanțele de pe raza Curții de Apel Craiova și Argeș. Aici dădeați interviu, aveți o deschidere foarte mare către presă. Da, probabil dădeam un interviu, este la cred firmă. Cred că la Craiova se întâmplă treaba asta, dacă nu mă înșel, sau... cred că e o televiziune da, din Craiova. Da, este la Termoficare Craiova, da. Da, când v-ați... Da, sunt administrator, aici este la firmă. Da, este o poză din vertical la un interviu pe care îl făceam cu ceva ani în urmă. Da,
Și trebuie spus că aveți multe firme mari la care aveți activitate de reorganizare, insolvență. Administrator judiciar la Termoficare judiciar. Craiova, la OATA Motru. Iată și la CECAR sunteți la sediu aici. Da, aici e la sediu CECAR. Cred că anul trecut când ați fost ziua anul trecut de ziua CECAR-ului, da, pe 21 septembrie, da. Când am reușit și noi să ajungem. Da, sunt multe firme mari. Uite, iată succesul care acum este succesul în reorganizare. Succesul care are 400 de puncte de lucru și este iată reorganizare. Și Craiova. Da, asta e la Termoficare e Craiova. Da. Imagini de la Gazeta de Sud am luat. Cred că de la Gazeta de Sud, că ei se ocupă foarte mult de Termoficare. Se vede acolo și Gazeta de Sud pe poză, dar de la ei este luată. Termocraiova. Da, Termocraiova. Așa, este o firmă foarte mare și cu un impact foarte mare, fiind vorba de apa caldă și căldura întregii Craiove. Vă dați seama că nu este puțin lucru și este greu de administrat. A venit cu datorii din urmă istorice și angajați acum mulți. Angajați mulți, cheltuieli, sigur, acum s-au redus foarte mult și ei pot să funcționeze acum de sine stătător, ca să zic așa. Numai și tot cu echipa. Da, numai că rămâne să vedem ce o să facem cu toate datorile istorice, dacă reușim să le achităm. Și dacă nu? Dacă nu, va trebui să intre în faliment procedural. Rămâne să vedem ce se va întâmpla, pentru că odată intrat în faliment, primăria aici. Va trebui să găsească o soluție de încălzire a Craiovei. Și știți bine ce s-a întâmplat la Severin, care n-au reușit să salveze și au intrat în faliment, au fost reale probleme și sunt în continuare. Iată și câteva cupe, da, avem foarte multe cupe. Acestea sunt cupe primite sau la asociațiile profesionale, la locurile întâi pe care le-am luat, sau la Camera de Comerț și Industrie. Au făcut topul firmelor fiecare an și primim o diplomă și o cupă. După cum e designerul în fiecare an. Și foarte multe cupe. Da, avem foarte multe, le păstrăm acolo. Ce avem aici? Aici este o masă rotundă. E la universitate, da, la universitate, tot un program cu finanțare europeană în care studenții aveau ocazia să intre în contact cu persoane, nu neapărat femei, persoane realizate și care sunt realizate în domeniul economic, era vorba de Universitatea Economică, și cum pot să se realizeze și ei în momentul în care o să termine Facultatea de Științe Economice. Da, e clar, aveți o activitate foarte complexă și foarte exactă, adică multe cifre, da, multe... este o foarte mare și responsabilitate. Da. Mie nu-mi place cu cifrele deloc. Într-adevăr, întotdeauna a fost înclinată spre partea reală, întotdeauna am urmat liceul de informatică, apoi facultatea de planificare și cibernetică și facultatea de matematică informatică și e ceva inerent că totdeauna m-am ocupat de cifre și eu, cum îmi place să mă ocup de modă, îmi place și de cifre, deci recunosc că îmi place, da, într-adevăr. Mi-ar fi mai greu poate să fac altceva, dar cred că m-aș adapta. A fost un om care am încercat să mă adaptez. Atât ce face și turism, e clar. Vă dați seama că sunt, de fapt, clujancă. Sunt clujancă, da. Nu știam. Am venit cu repartiție în Gorj, apoi m-am căsătorit și am rămas aici și m-am adaptat atât de bine. Da, încât habar, mulți nu-și dau seama. De foarte mulți ani, dar niciodată n-am știut că sunt clujancă, m-am adaptat, se pare că foarte bine, ba s-a întâmplat când oameni care știau ei ceva, că unul suntem ardelean și unul oltean, credeau știau că soțul meu este ardeleanul pentru că el e mai calm, mai liniștit. Și așa că oltean. E oltean. Uite de la Novaci, da. El este oltean, așa că m-am adaptat întotdeauna situației și poate și pentru ereditatea care am avut-o, am fost trei frați fără tată, am crescut de mică doar cu mama și cu greutăți. Cu inițiative, cu și a trebuit muncă. Să ne descurcăm cu muncă. Nu am stat la țară, am stat la oraș, chiar în Cluj și apoi am urmat facultatea la București.
dar întotdeauna a trebuit să găsesc portița aia care să mă descurce, ca să spun așa, și cred că a fost un lucru care m-a ajutat foarte mult. Categoric, pentru că acum, iată, găsiți portițe pentru firme care nu se mai descurcă. Da, pentru unele găsim, au început să fie destule firme care, într-adevăr, dacă doresc foarte mult și administratorii și firmelor și vin la timp și cu ajutorul nostru reușesc să descurce, și avem și acum două firme care sunt în punctul să facă ultimul pas, să iasă din insolvență în cursul lunii mai, deci au ultima rată de plătit. Din reorganizare. Da, să iasă din reorganizare. Ceea ce nu multe reușesc. Da, noi am mai avut încă trei anul ăsta, deci un lucru foarte bun care vin la timp, atunci când este greu, nu când deja sunt praf, ca să zic așa, au început să iasă din reorganizare cu ajutorul nostru și, într-adevăr, că și ei trebuie să facă un efort, că nu putem să facem numai noi pentru ei, și ei fac tot ce știu, că atunci dacă nu ai ei material fac efortul, bun... dar dumneavoastră sunteți creierul. Da. Cert este că reușesc să iasă până la urmă din această insolvență și ăsta e un foarte bun lucru. Dacă s-ar întâmpla cu cât mai multe firme, ar fi și mai bine. Și pentru că tot spunem asta, aș vrea să facem o mică exemplificare a modului în care se intră în reorganizare, ce presupune, ce înseamnă, de ce e bine să ieși din reorganizare cu fruntea sus și să continui activitatea și nu să intri în faliment, să priceapă foarte bine întreprinzătorii care poate nici nu vor să audă de așa ceva. Faliment, reorganizare, nu... Niciodată. Se tem de asta. Foarte bine să intri atunci când ai probleme materiale, dar să intri atunci când începi să ai problemele, nu când deja nu mai ai ce face. E foarte bine că odată intrat ai o serie întreagă de facilități, dar pe de altă parte trebuie să intri cu conștiința că vei avea nevoie să faci și ordine, adică va fi obligatoriu să faci ordine, pentru că toată activitatea ți este supravegheată de un administrator judiciar. Dacă legile anterioare au fost mai indulgente în privința asta, legea actuală nu mai este așa. Legea actuală este foarte severă, ca să zic, cu supravegherea, nu mai poți face niciun fel de plată fără administratorul judiciar, nu mai poți să închei niciun fel de contract fără supravegherea administratorului judiciar, și asta ne obligă și ca administrator judiciar la o activitate mult mai susținută. Sunt firme mari, cum e succesul ăsta, gândiți-vă că aprobăm plăți zilnic de miliarde, de zeci de miliarde la toate firmele astea. Sigur că și știința a evoluat, funcționează semnătura electronică și toate celelalte, dar... Dar vă trec prin mână și prin absolut suboci, toate plățile toate la toate firmele astea care le avem în portofoliu, și aproape firmele mari zilnic, celelalte nu fac chiar zilnic plăți. Deci trebuie știut că odată intrat într-o procedură de insolvență, vei fi mult mai atent supravegheat ca înainte. Dar ai o serie întreagă de facilități, cum accesoriile nu mai cresc, nu mai poți să ai titlurile executorii pe nepusă masă și să nu poți plăti așa cum ți-ai programat, poți să, chiar să scapi de o parte din datorii, dar trebuie să te ții de un plan de reorganizare și atunci poți să ieși și să ieși cu succes, să-ți continui activitatea ca un nou născut, ca să spun așa, și poți să te reabilitezi destul de bine. Da. Cam cât la sută din firmele care intră în insolvență reușesc un plan de reorganizare și ies fără să ajungă la faliment? Din păcate, sub 10% la nivel de țară acum, da. Pentru că o parte nu vin la timp, au fost foarte multe firme care au stat și de frica controalelor, că se face o analiză, se face un control fiscal, adică toate aceste lucruri nu sunt ușor de digerat. Se face o analiză a activității debitorului pe ultimii 3 ani, finanțele fac, toate instituțiile bugetare și primării și finanțe fac control și se pleacă cu o bază, asta este baza cu care plecăm, astea sunt datorile curate, ca să spun așa. Ei, aceste fapte, să zic, controalele și analizele astea nu sunt digerate foarte bine de patroni și din acest motiv unii se feresc. Se feresc de această insolvență până când ajung în situația că îi bagă un creditor,
dar deja e cam târziu că nu mai poți să salvezi nimica, deja s-au acumulat atât de multe datorii, o parte bună dintre ele, poate 40%, 30-40% sunt accesorii, pentru că ei nu au folosit această pârghie la momentul potrivit și între timp s-au tot adăugat accesorii. Dacă ei ar fi venit poate cu un an, cu doi în urmă, aceste accesorii n-ar fi existat și datorile lor erau cu 30-40% mai mici și ar fi avut o șansă reală să iasă din insolvență. Astfel, mulți din ei nu reușesc să iasă din acest motiv. Alții nu ies din motive frauduloase, motive care li se antrenează răspunderea și răspund chiar cu averea personală, destul de mulți din cei care ajung în insolvență. În general, cei care le cer creditorii și care ajung în situația asta. Bine că dacă ajung ca datoriile cu accesorii și cu toate cele să depășească valoarea firmei, chiar dacă o vinzi toată și tot nu reușești. Da, de cele mai multe ori la faliment rămân mulți creditori neacoperiți și cei mai mulți sunt creditori chirografari, deci furnizori, astfel că în momentul în care intră o firmă mare în faliment, cu ea mai trage câteva firme mai mici sau la fel de mari, pentru că erau furnizorii lor și nu-i, intrând în faliment nu-i mai plătește, nemai plătindu-i și ăia la rândul lor, spunea un ardelean de pe la Maramureș, no, doamnă, închidem și noi porțile dacă Urex s-a închis porțile. Ei, da. Cam așa. Cam ăsta este lanțul. Și pentru că tot ați adus vorba de Urex, ia spuneți-mi dumneavoastră că atunci am avut noi ocazia, presa, să fim foarte aproape de aceste activități când Urex-ul a intrat în insolvență și dumneavoastră ați condus activitatea administrarea judiciară. Ce mai e pe la Urex? Mai aveți vreun șurub de vânzare? Că știu că deci, ați spus Urex-ul... la vânzare loturile de multe loturi de atunci, produse nu. Urex-ul s-a ca să închis. Achitați din datorii. Nu, Urex-ul s-a închis în 2013 definitiv. Cu antrenarea răspunderii materiale a lui Crișan pentru... S-au vândut activele... Tot. Și Crișan a mai rămas să plătească fostul administrator 395 de miliarde. Și le-a plătit? Asta nu mai știm că le-a executat sau sunt în curs de executare de finanțe, nu de noi. Ca persoană fiind fizică? Creditorul, da. Da. El și cu tatăl și cu cei care au fost administratori sau conducători în perioada dinainte intrării în faliment. Noi am obținut doar hotărârea irevocabilă care a fost transmisă la AVAS și ANAF și ei urmând să pună în executare. Adică obligația noastră intra până aici. E greu să faceți ceea ce faceți. E foarte este greu. Foarte adică greu. Să luați o firmă care e într-o anumită situație, care a ajuns în situația aia în ani de zile și sunt o grămadă de problemuțe, de încrengături, de acte, de relații contractuale, de clienți, furnizori. Și să luați firma aia, s-o, pe bucățele, să o gândiți, să vedeți ce probleme are, ca un fel de doctor sunteți. Da, problema este să vedeți că... ce-i scoateți, rinichiul, ce-i înlocuiți, ești ce tăiați, ce dați la o parte... Problema ca este să că atunci când ești numit la o astfel de firmă, trebuie să-i faci analiza din toate punctele de vedere. Trebuie, mai ales la firmele mari, trebuie să vezi ce se întâmplă la tehnic, cum este organizat, cine conduce, ce-i în plus și ce-i greșit și acolo. Trebuie să faci inventarul ca să știi cu ce plătești, trebuie să păstrezi legătura cu creditorii, să-i notifici, să întormești tabele de creanțe, trebuie să faci rapoartele lunare și rapoartele de analiză că din ce cauză a ajuns în faliment, trebuie să îi conduci activitatea sau să o supraveghezi. Trebuie să vezi din foarte multe, în același timp vin controlele, cum am spus, de la instituții publice. Deci atunci când se deschide o insolvență și mai ales o insolvență mare, este o zarvă foarte mare, ca să spun așa, și trebuie acționat din toate punctele de vedere. Apoi, pe parcurs, lucrurile se mai reglează, dar la început, în primele luni, este extrem de mult de lucru și un inventar, cum e la Urex sau asta, trimiți 10 oameni și nu termini într-o lună. Și nu trebuie de numărat șurugurile. Da. Mai ales că foarte mult timp s-a produs pe stoc în România. Da, și ei au rămas cu stocuri vechi de antice care
Unele poate nici mai știi cum le spune, nu mai știu nici cei care sunt ăla, că nu mai aveau nici etichete, nu mai gunoaiele câte vrei prin gutii sau asta. Deci am fost puși în situația de a inventaria rulmenți de vapoare, ce-or fi căutând în, pe la, la Mătăsar, nu la Urex, la, Mătăsar. Rulmenți și de noi am spus, da, noi, rulmenții vindem, că se căutau rulmenții, era o penurie peste tot. Și nu-i care-i problema? Zice, o, Doamne, zice magazinul, nu-i vindeți, Doamnă. Eu fac pariu că nu. De ce să nu vinde rulmenții? Cum? Nu știu ce. Păi, Doamne, ăștia să rulmezi de vapoare. Oh, păi ce dracați. Și dacă noi n-avem flotă, păi cui să vinde rulmenții? Atunci când se aprovizionau, era obligatoriu să iau o cotă și din ăștia, că ăștia nu se cereau. Vai, și ca să-i dea 8 din aia, trebuia să ia 2 de vapoare. Și normal că n-au avut ce face. Și s-au tot stocat. Era vorba de pe dinainte de 89 și ei erau pe stoc. Da. E, până la urmă a venit cineva de la Constanța și cele din urmă i-a luat după mult timp. Da. Deci, ați scos la licitație, frate, avem rulmenți de vapoare. Nu știam doar codul. Rulmenți, codul respectiv, nu știam că sunt rulmenți pentru vapoare. Și oamenii căutau și nu găseau. Da, și până la urmă când am aflat asta, am făcut publicitate și prin ziarele din Constanța și s-au găsit cumpărători, de altfel. Ne-am rămas foarte blocați. Înțelegem, ce caută? Corect. Da, bine, bănuiesc că nu erau foarte scumpi sau erau? Nu mai știu cât erau, dar important era că nu erau unul și noi trebuia să îi eliberăm de acolo oricum. Foarte interesant. Asta ca activitate de practician în insolvență și pe celelalte activități de contabilitate, de expertiză, de evaluare. Deci noi lucrăm expertize contabile și evidențe contabile, avem echipă pentru așa ceva și este și acolo greu, pentru că odată că e legislația în schimbare, atât contabilă cât și cea fiscală, că sunt foarte multe controle și fiecare vrea ceva, de câte ori vine documentele alea, exact, lucru care practic nici nu e plătit de cineva, ca să zic așa. Deci odată trebuie să le dai, odată trebuie să ai, de exemplu, la partea asta de contabilitate, odată patronii vin de câte ori îi doare inima, ba, unii din ei le place să stea la povești. Alții vin să întrebe, trebuie să le explici, trebuie să înțeleagă, trebuie să cobor la nivelul lor, pentru că nu au pregătire exact. Nu economică, nici măcar antreprenorială necesară. Apoi, pe de altă parte, vine controlul, pe de altă parte e termenul de declarații de aia care trebuie să le faci și pe de altă parte, când ai terminat cu toate astea, vine din nou patronul și spune, a, păi trebuie să schimb contabilul, că nu e bun, domnule, mi-a calculat prea mare impozitele. Păi de ce cred ei că e prea mare calculat? Totdeauna e prea mare când trebuie să-l plătești. Plătești. Chiar și când îl calculezi pe a meu, îl mai calculez o dată, mi se pare că e mare, dar asta este. Pe partea de audit financiar, problema este răspunderea extrem de mare. Se auditează fonduri nerambursabile care sunt de niveluri impresionate, mai ales dacă vorbim de investiții, și atunci ești ultimul care dai cu semnătura că e bun de plată și atunci când se întâmplă o cercetare, Doamne, să nu fie la mine, știi? Sau să nu fi greșit eu sau să nu fie ceva ce era în atributul meu, pentru că ești ultimul care dai cu semnătura că fondurile respective au fost folosite legal și că merită să fie rambursate. Și este o responsabilitate, după părerea mea, dintre cele mai mari, mai mari decât orice. Iar în ce privește evaluarea, sigur că și acolo responsabilitatea este iarăși la fel de mare sau mai mare, nici nu știu de care din ele mai mare, pentru că odată îți face evaluarea în scopuri de impozitare și vorbim de evaziune fiscală dacă faci o subevaluare sau așa, dacă evaluarea e mare, bineînțeles că e nemulțumit clientul întotdeauna. Dacă e mică, e nemulțumit statul și te trezești cu un dosar de evaziune fiscală și iar nu-i bine. La adresa dumneavoastră? La adresa noastră, că am contribuit. Dacă am face asta, au fost cazuri în țară, s-a întâmplat, noi nu am avut problema asta și sper să nu avem. Dacă vorbim de o evaluare în caz de faliment sau de vânzare sau asta, este o problemă și atunci că cineva cumpără care poate fi favorizat dacă prețul este prea mic sau așa. Și întotdeauna trebuie să avem foarte mare grijă la proceduri, să le respectăm. Fiecare profesie are procedurile ei și dacă le respectăm,
atunci am putea să nu avem probleme sau dacă avem reclamații ne putem justifica și trecem peste asta, iar din punct de vedere civil, sigur că avem asigurări profesionale pentru toate profesiile, asigurări pentru care plătim, dar noi le avem la un nivel înalt, astfel încât dacă chiar ar fi o eroare să nu trebuiască să plătim din buzunar. Pentru că erorile doar trebuie plătite. Da, nu, plătiți din asigurările pe care oricum le plătiți. Care oricum le plătim. Încă nu adică am plătit vă puneți deoparte pentru asta. Da, niciodată n-am dacă plătit. Dacă nu veți încă plăti niciodată, ce faceți cu banii de la asigurări? Nimică, nu sunt o garanție. Deci a terminat anul, ai plătit primele și la revedere. Ca și la mașină. Nu. Aia s-au dus, da. Dacă nu ai și greșit, nu i-am folosit rămân până acum niciodată din 94 încoace, așa că avem un SMS, cineva zice da, da, diriginții de șantier nu plătesc pentru greșelile care le fac. Că și dumneavoastră tot un fel de diriginți de șantier, da, sunteți, că e o altă profesie, pe calitate. Dar eu cred că ar trebui să plătească dacă cineva le-ar cere, absolut, și ar trebui să aibă și ei o asigurare profesională, cum au și medicii de malpraxis și așa mai departe. Pentru că ar trebui să plătească și ei, numai că poate nu plătesc pentru că nu le-a solicitat cineva, nu să meargă la colțul străzii, zice, dăm banii că ai greșit, ci sunt instanțe, sunt sesizări care se pot face și răspunderea lor, cred eu că prin prisma auditurilor financiare pe care le-am făcut la fonduri nerambursabile, eu cel puțin am avut parte de dirigenți de șantier bun care și-au făcut treaba și au venit cu rapoarte și demonstrații că lucrarea e bună, putem să trecem mai departe și că se poate plăti, dar au o mare responsabilitate pentru că ei văd dacă sunt îndeplinite toate etapele din construcție și le pot verifica pe parcursul acestora, astfel că la un moment dat, chiar dacă unul care face recepția la final, nu mai poate să vadă toate straturile de ciment sau eu știu ce a mai fost acolo. Dar el a văzut și dacă cineva vine să facă o testare într-un anumit punct și el nu a verificat, atunci are o mare responsabilitate sau se întâmplă, Doamne ferește, un accident sau... Da, da, eu știu, de exemplu, primarii care au făcut pușcărie pentru că o lucrare s-a plătit și nu s-a făcut bine, iar dirigintele de șantier n-a pățit nimic, cu toate că cel care a dat semnătură pentru calitatea lucrării, el a fost. Primarii nu au pregătire de specialitate ca să spună primarul că lucrarea e bună să sau fie nu. Care semnează ultimul după ce toți specialiștii și-au spus cuvântul. Ok, și dacă din punct de vedere al specialistului lucrarea n-a fost bună, primarul avea de unde să știe? Dacă nu specialistul avea de unde a fost plătit special. Mă îndoiesc că era un inginer în drumuri sau nu știu ce investiții o fi fost. Nu era calitatea lui de a verifica nu știu tehnică. Aspectele juridice din dosarul respectiv. Nu, probabil general că au fost mai multe probe și când un judecător ajunge să condamne sau să-l pună la plată pe o anumită persoană, să judecă după multe probe. Sunt nu numai vorbind în ansamblu așa, nu ar trebui să plătească primarul, ci specialistul. Sau eventual rând plătește și primarul că o fi făcut și el ceva, dar dacă aici lucrarea nu s-a făcut de bine și s-a plătit... Depinde de probe, dacă mai fost și alte probe și a dovedit ce culpă a avut primarul respectiv. Poate că au fost și alte situații și care l-au acuzat. Foarte posibil, vorbim în general. În general, dar specialistul este numărul unu care a trebuit să spună. Specialistul a trebuit să fie primul care adică să fie vinovat că s-a făcut plata. Comisia de recepție poate este un unu sau doi care ingineri care poate să știe efectiv ce e acolo. Restul, economistul poate să verifice devizele dacă sunt bine calculate, corect, se raportează la devizele inițiale și așa mai departe. Dar calitatea, da, lucrării o garantează numai dirigintele de cel șantier. Care, pentru, da, asta e plătit. Da, da, pentru asta. Lucrare. Și plus că dirigintele de șantier are o normă destul de precisă să fie anumite, un anumit timp acolo, permanent, deci foarte aproape de permanent, nu chiar permanent, dar trebuie să fie zi la două zile, prin contract, îi se stabilesc aceste obligații. Pentru asta ai plătit. Și dacă este acolo, este imposibil să nu vadă că el este de meserie, dacă se face ceea ce trebuie să facă sau nu. Corect. De asta făceam o analogie între activitatea, deci, dumneavoastră și din cea punct de vedere de teoretic, șantier, trebuie să plătească și ei și plătesc, dar... Dacă li se cere. Dacă li se cere, normal. Normal. Da, eu, Doamne ferește, nu sunt primar, dar eu aș fi primul, eu aș face treaba asta. Băi, stați un pic, nu trebuia să plătesc? Dar eu de unde să știu că nu trebuia să plătesc? Dacă mie mi-a venit cu situații de lucrări semnate de dirigintele de șantier și a spus că e lucrarea în regulă?
chiar și până ajunge la primar, că el este una din cele două semnături, este o viză de control financiar preventiv, adică se verifică multe alte documente, el este ultimul care semnează, sau așa ar trebui să fie, dacă nu e așa... Deci el doar zice, este o procedură greșită. Toți specialiștii spun că totul este în regulă. Da, atunci plătești. Ok, atunci eu semnez ordinul de plată. Aici, în general, vorbim de sume consistente. Exact, exact, pe proiecte, pe bugete... Știu eu, fonduri venite de la guvern. Da, sunt sume destul de mari de multe ori. Tocmai. Chiar impresionante și cu atât mai mult ar trebui să gândești de două ori sau de trei ori și apoi să plătești. Corect. Și acum să revenim la activitatea noastră și la femeia Mariana Somnea. Cum se împacă viața de familie cu activitatea de patron de firmă? Cred că eu am fost întotdeauna foarte organizat. Întotdeauna a fost de principiu că și o ordine și acasă este mai ușor să o menții decât să o faci. Și atunci am încercat să le imprim și la cei din casă același lucru. Ei, uneori am reușit, uneori i-am criticat și n-am reușit. Acum am două fete mari căsătorite, sunt bunică, iar anul ăsta să mai fiu... bunică! Da, am un nepoțel de 2 ani jumate și anul ăsta o să mai am 2 nepoței, așa că... A, sunt pe drum? Da, sunt pe drum. Băieți, fete? Un băiat și unul încă nu știm ce și mai avem un băiat dinainte. Așa că, din punct de vedere al familiei, pot să spun că sunt mulțumită, împăcată, au servicii bune, sunt cea mică este la firmă, urmează, este și expert și auditor și evaluator. Și soțul, după câte știu, la fel, lucrați împreună. Da, soțul meu și soțul fetisei mici. Lucrați cea mare este la București și lucrează în informatică cu soțul. Tot pe acolo, prin zonă. Da, da. Aveți o inclinație către științele exacte. Deci, până la urmă, am reușit și în domeniul ăsta. Multă lume zicea că nu se poate să faci și una și alta. Ori trebuie să te hotărăști. Nu poți să ai și familie și carieră. Totdeauna am zis că nu e adevărat, eu o să fiu altfel și poate că am reușit. V-ați luat familia la carieră, da, lucrați împreună cu ei și automat vă aflați împreună tot timpul. Dacă muncim, trebuie să muncim toți, dacă stăm, trebuie să stăm toți și cât e buget, toată cheltuim cu toții. Când nu este, așteptăm cu toții faceți să fie. Economii. Da, corect. Da. Și vă aduceți contribuția da, ca și, să fie. Da, am avut noroc într-adevăr și de copiii cu minți, adică cu minți. În sensul că și-au văzut de școală, și-au văzut interesul și nu ne-au creat probleme deosebite, de ce să zic. Au fost fete, unii zic că poate că ăsta a fost avantajul sau poate și faptul din familie, de la 2-3 ani le-am luat după noi, că e la centru de calcul, că e dincolo și probabil că dacă au văzut că noi muncim, ele ce să facă? Trebuia să facă și s-au ele. S-au jucat și ele pe acolo, da. Învățând să muncească. Da. Deci nu pot să spun că nu ne-au creat niște probleme deosebite, că e adolescentă, de asta nu pot să zic că am avut mari probleme. Da. Într-adevăr, am încercat pe cât posibil să-mi fac timp să le ascult de fiecare dată. Și de să multe ore... Să le ascultați la lecții sau să ascultați nu, ce să spun? Le ascult off-ul, ca off-ul. Să spun așa. Deși erau nemulțumite că niciodată n-am timp destul pentru ele și când mă prindeau, mai ales că erau prin facultate, una întregea capul într-o parte, una alta, ba, ascultă-mă pe mine acum, ascultă-mă pe mine, că pe ea ai ascultat-o destul. Dar să le ascult și să nu le critic de câte ori aș fi vrut, că nu întotdeauna ce îți povestești, ce ți se pare corecție sau la vârsta respectivă, dar am încercat să le descos ca să fiu în temă și să nu sară gardul, ca să spun așa. La lecții niciodată nu le-am ascultat, nici măcar în anul, în clasa întâi, sistematic. Întotdeauna, asta era o surpriză când aveam timp, de fapt, le luam prin sondaj și atunci remediam. Niciodată nu le-am lovit sau să le trag o palmă sau așa, n-a existat pedeapsa asta la noi în casă. Pedeapsa era, a luat nouă, trebuie să mai scrie o pagină din ce a greșit sau... Și era folositor că nu mai greșea sigur a doua oară și pe de altă parte își făcea, o trata și ca o pedeapsă și să ferea să mai greșească. Dar niciodată nu am avut pedepse de astea. Și ca bunica aveți timp așa de nepoțel? Vine pe la mai, dumneavoastră? Da, mai ieșiți în parc? Când pleacă, câți, da. Câți are? 2 ani jumate. Ne așteptăm, vorbim la telefon aproape zilnic și ne așteaptă cu mare drag când ne ducem pe acolo. Unde sau mai la București. Sau mai vine, au fost în vacanța de Crăciun, au mai fost o dată în ianuarie și când vine, stă numai cu noi doarme, cu noi se răspață păi, cu da, da. Eu sunt cea cu poveștile, soțul meu cu
arunca pe jos, peste cap, chestii din astea, sportul, cu sportul. Cu sportul. Da. Mă bucur să aud că, uite, iată, dragi telespectatori, o femeie împlinită și pe plan profesional și pe plan familial, pentru că de multe ori, și mai ales în anumite profesii, când femeia alege să meargă înainte în carieră, apar fragmentări la partea de familie. Pot să spun că am avut și noroc, cred, că soțul a avut cam aceeași profesie. Pe de o parte, am lucrat împreună, m-a ajutat, ne-am ajutat reciproc și cred v-ați că... V-ați înțeles? Da, și ne-am înțeles. Cred că am avut și noroc. Până la ce oră lucrați dumneavoastră când spus sărăți ca olteanu, să zic? Cel mai devreme 9. Cel mai devreme 9. 9 seara, da. De pe la 9 dimineața până la 9 seara. Păi și dacă ar veni la 4 acasă, nu s-ar uita la ceas? Până la ora 9 de iar sări capacele și v-ar întreba pe unde ați umblat. Deci niciodată n-a fost problema asta. Că și dânsul tot la 9 vine, nu? Nici caldă, nici rece sau așa o chestie de asta. Adică ne-am gospodărit cum am apucat și am tratat întotdeauna urgențele întâi. Nu, dar de asta zic, lucrând împreună, da. Conștientizează cât am timp lucrat foarte mult locul timp de muncă. Împreună. Puține ani am lucrat separat, o perioadă a lucrat el la far și rest am lucrat tot împreună. Și asta e motivul pentru care vă înțelege? Poate că da, poate că da. Garantat, dacă ar veni la 4 acasă, adică vă spun că n-ar răbda să stea până la 9, să nu vă plecăm împreună și venim împreună, așa a fost și la început, pe urmă a fost o întrerupere, o perioadă și... Acum, dacă dumnealui ar fi de față, dar poate e în fața televizorului și îl întreb... Nu, e ziua de fotbal. A, azi e ziua de fotbal, deci nu este în fața televizorului. Dar l-aș întreba, dacă ar fi aici alături de noi, cum e să fii mereu cu nevasta pe același loc? Nu e greu? Păi nu e greu că suntem în birouri diferite. Ah, iată! Aveți și, activități fiecare, da, vă împărțiți. Și de multe ori ne întâlnim doar la masă, dacă masă apucăm. De sau de multe ori nici acolo, că dacă el merge la Olt și eu la Vâlcea sau așa, nu prea apucăm, deci de multe ori. Tot ne întâlnim împreună. Seara la 6, la 7, când hai să vedem ce am făcut și ce mai avem de făcut. Analiza activității. Da. Da. Suntem la final de emisiune, mă bucur tare mult că ați venit la noi la ENSA TV să ne dezvăluiți din secretele unei femei de succes. Iată, mamă, bunică, soție, om de afaceri. Vă felicit! Da. Mulțumesc, mulțumesc, da. Se poate chiar și mai mult, de ce zici? Da, cu siguranță sunt și femei și bărbați care poate sunt și mai sus, dar v-am ales pentru că aici la noi la Gorj sunteți într-adevăr o femeie de succes, de exemplu. Să vă arătăm mulțumesc. Cu degetul. Da. Păi ce să zic, vine o martie, vă urez o primăvară frumoasă și să mai veniți pe la noi. Mulțumesc și dumneavoastră și tuturor femeilor o primăvară frumoasă, multe împliniri, copii frumoși. Alături de familia lor. Da. Mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. Sunt Aura Stoienescu, a fost emisiunea Panoramic. Invitata mea, doamna Mariana Somna, președintele CECAR, filiala Gorj, și un PIR, filiala Gorj, Vâlcea. O seară bună, la revedere!